Bună ziua! Am participat astăzi la o ședință a Consiliului Executiv Local al Organizației PMM cu Urlat. Ședință ce a avut în vedere, în primul rând, pregătirea campaniei electorale pentru alegerile parlamentare și, bineînțeles, și pregătirea secțiilor de votare pentru referendumul de pe 26 mai. Cu ocazia întrunirii de astăzi, am discutat și situația din comunele arondate organizației municipale Urlat, Partidul Mișcarea Populară. Situația prezentată astăzi de membrii Consiliului și de președintele organizației, domnul Romulus Grigorescu, candidatul nostru la alegerile parlamentare, se îndreaptă spre foarte bine. Situații care în județ este cam la fel de bună în tot județul. Organizația Municipală Burlat, prin oamenii care are la momentul acesta, este o organizație, pot să spun, printre primele organizații ale județului, alături de Organizația Puș, Organizația Mărgeni, Organizația Vaslui și Organizația Negrești. Zona pentru Bârlat, zona Bârlatului este deja pusă la punct. Cu mici excepții, nu avem organizații tari, însă organizațiile din teritoriu, din zona Bârlatului, sunt aproape perfecte. Considerăm că la alegerile parlamentare vom avea un scor care să ne mândrească cu oamenii din organizația Bârlat. Sunt oameni buni, oameni uniți în primul rând și îl felicit cu această ocazie pe domnul președinte Bugăescu că a închegat acest grup și modul de lucru pe care îl are, băiat serios, un om care merită că este reprezentantul organizației județene la alegerile parlamentare. Eu am să spun câteva lucruri care să îmi dea dreptul să pun lumina reflectoarelor pe Romulus Buhăescu, vicepreședinte la nivel de județ în cadrul Partidului Mișcarea Populară și președinte al Organizației Municipale Bârla. Fiecare președinte de județ și eu, în primul rând, a dorit ca un reprezentant al județului său să acceadă pe lista de europarlamentari. Colegul nostru prezent aici este selectat alături de alți 43 de colegi din toată țara pentru a fi candidat la alegerile europarlamentare. Nu mă interesează dacă PSD-ul Vaslui are sau nu are vreun om pe lista națională, pentru că aici sunt alegeri naționale, dacă ALDE sau liberalii au oameni pe listă. Noi am reușit să impunem un om tânăr, un om de vocație, un inginer locuitor al Bârladului, un om care, pe care noi îl pregătim și pentru viitoarele alegeri. Toate la timpul lor. De asemenea, aș vrea să menționez că în organizația municipală Bârlad lucrurile stau bine, datorită coeziunii care există între colegii noștri, Ciulin, Dragomir, Vârlan și alții. N-am să înșirui acum 100 de nume, dar faptul că un fost viceprimar al municipiului Bârlad este membru la noi, domnul Valentin Guzgan, este foarte, foarte bine. Sigur că am cerut colegilor mei de la Bârlad ca la biroul acesta, care este birou parlamentar, biroul deputatului Corneliu Bichineț, întotdeauna să fie cineva de serviciu aici și oamenii care doresc să se întâlnească cu noi, nu neapărat pentru probleme politice, au probleme personale, să aibă persoană de contact și prin persoana respectivă să ajungă la mine. Eu nu sunt un om suprapus, suspendat undeva într-un balon de sticlă. Sunt un om popular din județul Vaslui, accesibil și am deschis birouri parlamentare și aici la Bârlad, și la Vaslui, la Murgeni, la Huș și la Negrești. Și eu cred că astfel am făcut primul pas
către populația județului Vaslui, care are destule probleme și nu-i găsește aproape niciodată pe parlamentari. Alegerile europarlamentare sunt un test pentru toate formațiunile politice. Noi, cel puțin eu, ca președinte la Organizația Județeană, nu mi-am propus un scor astronomic, ținând cont de dinamica organizației noastre, de faptul că s-au înscris destui membri în ultimele luni la noi și în anul care a trecut, 2018, dar cunoscând și forța celorlalte partide cu care ne confruntăm, scorul pe care eu îl doresc este de 7-8%. În aceste condiții, dacă oamenii ne vor vota, noi vom impune 3 europarlamentari. Aceștia 3 ar fi Traian Băsescu, care nu mai trebuie prezentat, cred că este cel mai redutabil candidat pe tot eșichierul politic românesc, Eugen Tomac, Ioana, care e președintele de facto al partidului, și Ioana Constantin, secretar general adjunct. Și după cum v-am spus, colegul nostru, căruia îi și dau cuvântul imediat, Romulus Buhăescu. Vă rog, domnul inginer. Bună ziua, mulțumesc pentru vorbele frumoase legate de organizația de la Bârlad. Într-adevăr, ceea ce am început acum 6 luni începe să prindă roade, se vede că suntem o echipă frumoasă, o echipă bună și unită. Având ca principal scop al întâlnirii noastre de astăzi alegerile europarlamentare, aș vrea să mai adaug câteva cuvinte la ceea ce a zis domnul președinte Bichineț și domnul secretar executiv, domnul Gandu. Care este deosebirea dintre PMP și celelalte partide? Poate cea mai importantă și la care țin foarte mult este că lista a fost definită cu oameni din partid. Nu au fost aduși oameni din afară, nu am importat, sunt oameni din Partidul Mișcarea Populară. Am un sentiment de mândrie, de bucurie, ceva nu foarte ușor de descris, faptul că sunt pe lista partidului pentru alegerile europarlamentare și mă bucur în același timp și pentru noi bârlădenii că, ok, din Vaslui avem un reprezentant, dar e chiar din Bârlad. De aceea eu simt așa, mă simt încărcat cu putere că în campania pe care o vom desfășura în următoarele 4-5 săptămâni, avem despre ce să povestim. Avem cu ce să plecăm la luptă. Vă îndemn pe toți, nu numai din Bârlad, dar chiar și din tot județul, să analizați listele care vor fi publicate cât de curând și să luați decizia cea mai înțeleaptă atunci când veți veni la vot și veți vota. Iar eu vă spun că decizia cea mai înțeleaptă în acest moment este să votați PMP-ul. Pentru că este singurul partid în momentul ăsta bun, unicat și cu oameni corecți. Vă mulțumesc și ne întâlnim data viitoare.